Ce zici, Denisa? Ne mai cânti ceva? Cu mare plăcere, Roxana, de asta am venit, nu? Atunci, dă-i drumul! Mașina în portiță mă amenință mereu că o să mă ia, dar nu știu ce-o mai aștepta. Vine bagă noaptea pe uliță și oprește mașina în portiță. Mă amenință mereu că o să mă ia, dar nu știu ce-o mai aștepta. Vino să mă fur la noapte cu gipanul tău, tu șapte, taradarita. Și vă prezint cea mai tare emisiune Manele de 10 stele, împreună cu cei mai buni maneliști, în fiecare vineri de la orele 22, numai la Taraf TV, bineînțeles, se cântă live 100%! No, 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 no! Pentru voi din nou, încă o piesă adevărată, Denisa, Mr. Juve, Valină sufletele. Yo, zile mami.
face tare cât te pot iubi. Aș lua un timp pieptul meu și-aș pune în pieptul tău. Să simți și tu cât te iubesc eu. Iubita mea, ai grijă de ea, că până acum nu am dat-o la nimeni. Ai grijă ce vrei să faci cu mine, că viața mea e noi la tine. Plăcere, pentru că, după cum am mai spus, mă simt extraordinar de bine aici la tine în emisiune. Bineînțeles că numai la noi în emisiune te poți simți bine. Numai la Manele de 10 stele și, bineînțeles, unde prezint eu, Roxana, prințesa Ardealului. Un mesaj fanilor? Păi, să le dea Dumnezeu multă sănătate, le mulțumesc din suflet că mă ascultă și că mă fac să mă simt atât de bine când merg la spectacole și când ne întâlnim. Și un mesaj, nu știu ce să zic, nu o să-i dezamăgesc niciodată și... O să rămân așa cum mă știu ei de obicei. Bravo, Denisa!